Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fumatul dăunează grav sănătății și este corespunzător în mod direct pentru apariția cancerului pulmonar. Însă există și alte obiceiuri zilnice pe care le avem, care dăunează la fel de mult, deși în aparență le putem considera inofensive. Iată detaliile. Singurătatea. Singurătatea face victime, nu o spunem noi, ci specialiștii. Potrivit unui profesor psiholog de la Universitatea Brigham Young, singurătatea ar echivala cu 15 țigări fumate zilnic. Problema singurătății a devenit mult mai accentuată odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus și introducerea restricțiilor care au limitat contactele interumane. Singurătatea poate favoriza apariția demenței, a bolilor de inimă, crește riscul de moarte prematură, afectează sistemul imunitar și calitatea somnului, subliniază experții. Statul jos pe scaun ore întregi. Să stai jos zilnic cu orele e un obicei nociv și au fost făcute numeroase studii pe acest subiect. Să stai jos zilnic cu orele e un obicei nociv și au fost făcute numeroase studii pe acest subiect. De exemplu, un raport publicat de Yama Cardiology a dezvăluit modul în care a afectat statul mult timp înșezut pe un eșantion de oameni din 21 de țări. Aceia care au stat jos între 6 și 8 ore pe zi, fără să se ridice, au avut un risc mai mare de a face boli de inimă comparativ cu persoanele care stau așezate mai puțin de 4 ore pe zi, conform raportului. Cei care lucrează la birou mai mult de 8 ore pe zi, fără activitate fizică, riscă să se îmbolnăvească, precum cei care fumează sau sunt supraponderali. Solarul. O piele bronzată este atrăgătoare, dar dacă ți pasă de starea ta de sănătate, atunci evită să mergi la solar. Bronzarea artificială poate fi chiar mai periculoasă decât fumatul, conform unui studiu efectuat cu câțiva ani în urmă, relatează redacția.ro.